Bună dimineața din Creta. Sunteți pe canalul Carol Enzefora și astăzi o să mergem pe un traseu de munte. Se cheamă Agia Irini Gorge și are aproximativ 8 km. Am mers o oră cu mașina și am fost singuri, care ne-am îndreptat către acest traseu. Uite o capră. Se pare mai că oamenii... aproximativ am trecut prin multe trasee cu portocale și am scris vreo 5. Da, sunt numai livezi cu portocale și lămâi pe drumul ăsta. Dar să nu credeți că doar 8 km, că mami 8 km mai dus, da, voi întors. După aia nu-i plac pe trasee, dar mie îmi place că o să escaladăm pe multe pietre, deci... bruște. Deci, cumva, 15 km tot o să mergem azi. Deci, probabil azi vreo merge vreo 20 de km, cam așa. Da, dar azi ne vom distra de minune că vom escalada pe o grămadă de munți super tari. Se pare că oamenii aleg traseele de munte, mai puțin traseele de munte, și aleg să se ducă la mare, în Creta. E și normal. Dar acum n-am întâlnit nicio mașină pe nicio mașină pe era acolo. Și am luat o grămadă de portocale și avem vreo 5, atât de multe încât le vom mânca acolo și am luat și mâncare la noi și o să căutăm o masă din niște și o să mâncăm. Ne vedem acolo! Începutul traseului. Uite, așa arată parcarea. Sunt destule locuri. Uite. Hai să vedem de unde începem. Uite acolo. A, uite pe acolo. Hai. Sephora, stai tu pe tati. Cred că da. Eu cred că tot pe aici. Sunt întors? Așa cred. Întors? Da, păi n-ar avea cum să aibă 14 km și să zică că e pentru copii. E pentru copii? Da. Scrie acolo, pe net. Trebuie să ne uităm la... Sper că nu-i cu intrare sau faci de astea. Nu cred că e. N-are cum, nu? Uite semnul către traseu. Și aici e începutul traseului. Și aici e parcare. Da, dar trebuie să mergi pe jos. Uite, ăsta e traseul. Oh, și girospita. Deci te mănânci cu un giros aici, trece poata la giros. Cred că e marcat cu steluțe, cu unde pătrate. Scrie? Uite acolo. E 4 ăla? Da. Cu ce crezi că e marcat traseul? E marcat cu nimic deocamdată. Păi scria că e ia marcat. Ia par, mami, că tu cazi. Îți faci cam. Și mi-a adus și par, da. Dar tu trebuie să găsești un par mai mic. Se pare că traseul nostru este cu plată. N-am mai văzut să fie cu plată. Yes. For two.
Bun. Is it marked? Is it marked or just like a train? But we will return on the same path. It is circular. Same. So 7 plus 7? Yes. 14? What 14? If we walk 7 kilometers and back, it will be 14 kilometers. Just 3 hours. Yeah, 3 hours and back. Yes. Okay. Yeah. But how many kilometers in total? 3 and 3? 7. 7 go and 7 back? Yes. It means 14 kilometers. Yes. I don't think it is so if much. If you insist to come back. Okay. Do you know? Thank you. Haideți. N-am înțeles exact. A zis 3 ore să ne ducem și să ne întoarcem? Să aveți grijă că aici cad pietre. Uite, au căzut pietre de sus. Uite, au căzut pietre, mergeți mai pe lângă... Da. Ce-ar trebui să fie aici? Un amfiteatru vechi? Ia zi, Carol, ce e aici? E un copac de casă. Să stea oamenii? Și oamenii pot să stea cu coș de gunoi? Și pot să stea și să stea oamenii pe loc. Hai, mai departe. Kilometru? Nu știu ce vrea să zică. A mers un kilometru, Raluca, oare? Uite, da, e un sfânt aici. Poate este vreo... Ia stați, mă. A, uite, 6, la întoarcere. La întoarcere vezi 6, deci mai ai 1. Hai să vedem ce e aici. Veniți cu mine? E greu să fura traseu? Recomanzi la abonați? Nu recomanzi? Se fărit aceea acolo sus. Dacă ne cad alea în cap, ce zici? Ne cad? Nu. Nu ne cad, tati. Dar uite că au căzut aici mai de mult, vezi? Au căzut încet, încet. Bucățele, bucățele, uite. Se desprinde acolo și cad în timp așa. Ați mai văzut un copac din ăsta cu rădăcinile în aer? E ușor pe aici, veniți. E ușor. Hello.
Hello. Pauză de masă. Și după asta cred că o să ne întoarcem înapoi, pentru că copiii au obosit. Am mers aproximativ 4 km, dar urmează o porțiune de urcat foarte, foarte grea. Dar au început să apară și alți oameni. Până acum n-am fost, decât 2-3. E greu pentru copii, pentru că eu urcam, dar trebuie să-i car și pe ei după mine și nu mai pot. I-am cărat pe ăștia, i-am ținut cu mine. Ia caro, mănânci? E bun Sephora iaurtul? Hello! Sephora, e bun iaurtul? N-ai masă? Păi aia e masa din brațele tău. Tu ești propria ta masă. Ia uitați ce porțiune de urcat în partea aia. Uite, e chiar greu pe stânca aia, Marian, dacă nu ai. Mulți nici n-au venit cu încălțări bune, printre care și noi. Mamă, nu mai urcăm aici, că nu se mai poate. Efectiv, este super greu. Trebuie să coborâm pe acolo, trebuie să urcăm. Da, să vă arăt. Trebuie să urcăm pe stânca aia. Ne-am hotărât să ne întoarcem. Haideți, înapoi. Foarte, e prea greu aici. E foarte greu. Ne vedem? Haideți, vedem într-un nou vlog. Da și voi like acolo când ați primit o grămadă de like. Hai, nu uitați de like, la revedere. Dați like și încurajați-ne să mai mergem încă. Încă pe un alt traseu. Încă 4 km. Da, mai avem de parcurs înapoi 4 km pe munte.